Bună ziua, dragi prieteni, Cătălin Cornea sunt astăzi, sunt alături de Porto, într-o ședință pur și simplu spontană. Ne-am propus astăzi să facem altceva cu el, dar pentru că ne aflăm într-un loc, nu vă imaginați la ce poate folosi, am zis să inițiem un exercițiu pe care Cătălin, din spatele camerei, nu l-a mai făcut de mult cu câinele acasă, inițiat prin sistemul de clicker training, folosind acest sunet magic. Și acest exercițiu este ocol, așa l-am numit, și anume să trimitem câinele oferind acest comportament să ocolească un obiect. Noi ne-am ales acest stâlp, da? Și trimitem câinele puțin câte puțin să ne ofere acest comportament pentru a declanșa clickerul, sunetul clickerului și pentru a câștiga mâncarea pe care el o simte în mână acum. Doar că ăsta este secretul, oameni buni, dacă vreți să lucrați cu câinele afară și el își dorește foarte mult mâncarea, îi mai dați mâncarea în casă, una din mese, și folosiți-o pentru a-l pune să lucreze ceva afară. Da? Și acum eu inițiez cu el acest exercițiu. El știe diverse lucruri. M-ați văzut că el acolo la televizor, într-un regim de live, știe diverse lucruri. De exemplu, să mă ocolească pe mine venind la picior, dar eu vreau acum să-l învăț să se ducă la distanță să ocolească ceva pentru a câștiga recompensa. Este important acest exercițiu. De ce? De exemplu, în dresajul de film poți să trimiți câinele până într-un punct și când a ajuns la acel punct, de exemplu, să ocolească un obiect, îi spui să rămână. Îi spui șezi, îi spui culcat, îl integrezi într-un scenariu de film în care el transmite multă emoție chiar prin acest exercițiu. Cum inițiem? Păi, în primul rând, l-am învățat acasă cu mâncărică să ocolească un obiect care este în fața noastră. Acum, pentru că acest exercițiu deja îl știe acasă, vrem să-l trimitem să ocolească stâlpul. Și ce fac? Mă duc întâi aproape de stâlp și arăt calabața ascunselea că mă duc pe partea cealaltă și el se va întâlni cu mine acolo. Dar, în schimb, eu îi induc acest comportament să ocolească stâlpul ca să am ocazia să dau click când el este după stâlp. Și apoi se prinde de treaba aceasta și pur și simplu începe el să-mi ofere acest comportament. Haideți să încercăm. Ia Porto, vin aici. Deci sunt aici. Asta este. Și dau. Dacă nu se prinde, că e posibil să nu se prindă, efectiv mă duc după stâlp până când se duce și el pe partea cealaltă să o ia pe scurtătură. Ia să vedem. Porto, ocol. Ineditic. Pentru că el mai știe de acasă și sugestia verbală și mai știe de acasă și acest tip de comportament, este mai ușor. Dar eu vreau să dezvolt și atunci încep să-l trimit rămânând la distanță. Ia portofelul, să vedem. Ia atent. Porto. Ia să vedem. Ocol. Bine, excelent. Deci ce am făcut? L-am trimis, m-am făcut că mă duc către stâlp apropiindu-mă, el s-a cam prins despre ce este vorba și a plecat înainte. Acel moment eu îl folosesc ca să mă dau înapoi și el, când se întoarce după stâlp, auzind clickerul, mă găsește la distanță pentru recompensă. O secundă. Continuăm. Apropo de porționarea mesei, dacă observați, am aici bucăți mici de boabe, da? Deci o masă de-a lui o puteți porționa în mai multe, așa cum am discutat și la Neața cu Răzvan și Dani când am fost cu el, și o puteți folosi tocmai pentru a construi cât mai multă disciplină și cât mai multă dragoste din partea lui pentru dresaj. Ia să vedem viezul. Continuăm. Porto? Ia, ocol. Hopa, ce băiat! Hopa, ce băiat! Vedeți? Și încep puțin câte puțin să vorbesc cu el, să-i spun că este exact pe drumul cel bun și tonul meu îi va aduce mâncarea cu siguranță. Dacă acest ton nu apare, el se prinde și zice, opa, am făcut ceva greșit. Ce am făcut greșit și cum rezolv treaba asta? Și atunci eu sunt la primire în ceea ce privește dilema lui și arăt încă o dată cum să câștige. Porto, ia să vedem, ocol. Opa, era gata să întârzi. Ia să vedem. Mai facem o dată, repede. Porto, ocol. Bine, vedico.
Cu cât îl solicit mai mult, cu atât încep să dau ceva mai multă energie în recompensare și din partea mea. Așa că următoarea dată când voi face cu el acest ocol, încep să-l laud mai mult, să pun cât mai multă încărcătură emoțională ca el să lucreze și pentru acest moment de party de după, da? Hai să vedem. Ia să vedem. Portolino? Hai, col? Dificultatea acum constă în faptul că au început niște cățeluși să latre și el este la vârsta la care este destul de sensibilizat de aceste, așa zise, amenințări ale celor din partea cealaltă de gard. Da? Portolino, hai să încercăm încă o dată așa. Și apoi facem niște. Hai, ocol. Bine, cu cât vociferați mai mult într-un exercițiu în mediul real, cu atât aveți ocazia să acoperiți zgomotul de fond și astfel câinele să rămână în parametrii de lucru pe care îi știați când lucrați acasă în liniște. No. Haide, ocol. Ce ne trebuie la faza asta? Ne trebuie un pic de sugestie prin mișcare, prin voce, atașând o sugestie verbală și apoi, sigur că da, un pic de entuziasm ca să subliniem performanța lui. Bravo! Ia să vedem încă o dată. Pe energia pe care are ocol. Bine, ce piticot! Doamne, ce băiat! Îi explicăm de aici, de la distanță, ce să facă. Da? Tu vrei? Important este să vrea recompensa și de aici nu avem decât să construim. Hai, ocol. Ei, ce băiat! Iubi! Vedeți, asta este entuziasmul, dar el simte încărcătura mea emoțională pentru că normal mă entuziasmez pe ceea ce face el și pe performanțele pe care le are, dar totodată și el se conectează la entuziasmul meu și prinde drag de acest exercițiu. Mai facem o dată, ia să vedem. Ocol. Bine, pitic! Secretul este, ca la un moment dat, să îl trimiteți de la o distanță din ce în ce mai mare. Voi simțiți cum îl puteți trimite ca el să plece singur în față, așteptând să declanșeze acest sunet magic al clickerului acolo după stâlp. Ia să vedem, Iedric, avem mâncare și ce facem noi pentru mâncarea asta. Trebuie să oferim ceva, da? Ia să vedem. Ocol. Tine! Tine! Da, da, da. Cătălin e în spatele camerei acolo și îmi spunea că asta n-am mai făcut de mult. Acest exercițiu nu l-am mai făcut de mult, deși a fost inițiat în casă. Și bineînțeles, acum un minut câinele nu avea nicio idee despre acest exercițiu aici. Dar este important cum construiți. Prima dată să induceți câinelui mișcarea, a doua să o încurajați cu click, acest sunet familiar care pentru el înseamnă foarte mult că a fost construit în casă asocierea dintre clicker și mâncare și un obiect pe care îl folosiți în generalizare. Ia să vedem. Ocol. Bine, bine, bine. Deci eu îl las să se ducă și îl aștept deja la distanță. Câinele știe că dacă se duce acolo la distanță de mine, declanșează sunetul și apoi primește recompensa aici. Ia să vedem, pitic. Porto? Căutătorul. Portolino? Ocol? Dacă ratează, că există și această posibilitate, nici nu ne jucăm cu el, nici nu dăm click, nici nu primește mâncare. Pentru un succes maxim, vedeți că el vrea să dea lăbuța, vrea să facă culcat, să facă tot felul de alte exerciții pe care deja le știe, dar secretul este să izolați exercițiul și să dați recompensă numai pentru acel exercițiu. Da, hai să vedem. Ia, ocol. Bine, bine,
Bine, ești cel mai tare. Foarte bine. Sper că v-a plăcut ce am făcut astăzi. O să continuăm, o să detaliez într-un clip următor. Sunt Cătălin Corea și nu uitați că la capătul clickerului sau la capătul lesei, numai un om inteligent și nu suficient de brutal va reuși să facă un pițioi ca Porto să fie cel mai tare din parcare. La revedere!